O zi frumoasă. Chiar dacă afară este destul de frig, cu siguranță avem căldură în suflete și lumină în minte. Trecem cu ușurință peste lucruri neimportante. Iată ceanțasele pentru cele 12 zodii. Berbec. O eliberare sufletească. După primirea unei vești, a unui accept sau după o discuție de suflet cu declarații și confidențe. O a doua parte a zilei neașteptat de aglomerată. Pot deveni urgente chestiuni despre care mai zilele trecute vi s-a spus că mai pot aștepta. Taur. Vești bune legate de sănătatea voastră sau a cuiva din familie. Observați că un tratament sau o terapie au dat roade așa cum ați sperat. Rămân de mare interes pentru voi variantele prin care puteți muta avantajos niște bani dintr-un colt într-altul, eventual pentru acces la niște fonduri, granturi. Gemeni. Alergătură cu folos la orele dimineții. Găsiți disponibile acele persoane de care aveți nevoie pentru rezolvarea unor probleme. În cuplu sau în familie ar fi destule chestiuni de pus la punct legate de programul de sărbători sau de alte probleme gospodărești. Foarte posibil însă să nu luați o decizie acum. Rac. Foarte probabil să găsiți pe net articole de efect pentru casă sau gospodărie și veți face o bucurie familiei. Un tur de forță pentru voi. Nu aveți nevoie de odihnă până când nu știți că ați rezolvat tot ceea ce aveați în plan și, bineînțeles, eventuale urgențe. Leu. Salutări, felicitări, amabilități. Întrețineți niște relații, aranjați poate o săptămână, o întâlnire pentru săptămâna viitoare. Ca de obicei, larghețe. Vă pasă prea puțin de preț câtă vreme știți că faceți o bucurie celorlalți sau surprindeți persoana pe care vreți să o cuceriți. Fecioară. Schimbări de stare și de ritm în a doua parte a zilei. Vești, mesaje, salutări, o invitație să vă întâlniți săptămâna viitoare. În diverse chestiuni ce țin de o asociere sau de relația de cuplu, nu merită să încercați să vă impuneți un punct de vedere. Hai bine, lăsați o poartă deschisă spre negocieri. Balanță. O atmosferă plăcută. Vă bucurați de atenția altora sau de un semn de viață din partea cuiva care cam dispăruse din peisaj. Dacă plecați la drum, ar trebui să vă asigurați că aveți la îndemână tot ceea ce vă trebuie, vouă și autoturismului și, bineînțeles, evitați grava și manevrele bruște. Scorpion. Ați putea salva cu stil aparențele sau o situație de care parcă ați și uitat. Aveți poate ocazia să vă luați revanșa acum și să dați o mână de ajutor cuiva care v-a fost la rândul său de folos. Tot felul de cheltuieli în această zi, atât cele uzuale cât și unele mai deosebite, de protocol poate. Săgetător. Un du-te vino astăzi. Apar destule situații neașteptate, dar și rugăminți din partea celor dragi ale familiei. Efervescență în viața voastră. Puneți acum în balanță efecte ale unei decizii legate de schimbarea locului de muncă, de demararea unei afaceri pe cont propriu sau alte idei majore. Capricorn. O declarație sau o destăinuire ar putea fi exact lucrul de care are nevoie relația voastră de suflet ca să revină la normal sau să dispară neîncrederea. Nu ar trebui să vă refuzați orele de somn sau de relaxare. Veți vedea că răspunsul la o problemă care vă frământă ar putea veni pe nepregătite. Vărsător. Posibilă confirmare din partea unui operator de turism că sunt locuri disponibile în perioada vizată de voi. Nu vă este străină ideea unei donații, a unui ajutor financiar sau de altă natură către o persoană necunoscută, iar ocazia s-ar putea ivi chiar astăzi. Pești. Veți răsufla ușurați când veți ști că nu au rămas obiective nebifate de pe lista voastră. Invitație din partea cuiva care vrea să fiți mai apropiați. Vrea să mergeți împreună la un eveniment în aceste zile sau să ieșiți la o plimbare, o cafea. Să avem o zi bună! Așa să fie, doamne.